Primăria Mediaș nu este responsabilă de transportul public în nordul județului Sibiu. Primarul Gheorghe Roman a declarat că de asigurarea transportului intrajudețean se ocupă Consiliul Județean Sibiu. Totuși, în încercarea de a rezolva în comun această problemă, la inițiativa sa s-au pus bazele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Nord Trans. Din aceasta fac parte 17 localități, iar împreună s-a reușit atragerea de fonduri europene pentru rezolvarea problemei transportului public de călători în nordul județului Sibiu. În prezent este în derulare licitația publică pentru cele 16 autobuze electrice care vor deservi zona. Am primit în ultima perioadă o serie de sesizări din partea cetățenilor care locuiesc în nordul județului Sibiu pe tema transportului public. Fac precizarea pe această cale că asigurarea transportului intrajudețean cade în responsabilitatea Consiliului Județean și nu a primăriei municipiului Mediaș. În ceea ce ne privește pe noi primarii din nordul județului Sibiu, am înființat o asociație de transport, am accesat fonduri europene nerambursabile pentru achiziția de autobuze electrice, iar în acest moment ne aflăm în procedura de licitație pentru cumpărarea acestor mijloace de transport în comun. Până la parcurgerea tuturor etapelor, problema transportului în zonă revine conform legislației Consiliului Județean. Pe de altă parte, Consiliul Județean Sibiu a anunțat că invită operatorii de transport public de călători la negociere directă privind încredințarea spre operare a 25 de rute din zona de nord a județului Sibiu. Contractele se vor încheia pe o perioadă de un an, iar documentele pot fi depuse până joi 12 septembrie anul curent.